În urma controlului efectuat de către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș la depozitul SCM Aspex România SRL din Timișoara, au fost constatate mai multe abateri de la prevederile legale din domeniu. Astfel a fost aplicată o amendă contravențională în valoare de 7.000 de lei și s-a impus oprirea definitivă de la comercializare și scoaterea din circuitul consumului uman a produselor neconforme, oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor. Inspectorii au constatat nerespectarea temperaturii de depozitare a produselor mai exact, depozitare sub acțiunea directă a razelor de soare. Într-unul dintre spațiile din incinta depozitului au fost identificate ape, sucuri și diferite produse alimentare, păstrate la o temperatură de circa 35,5 de grade Celsius, contrar recomandării producătorului. Spațiul nu era climatizat și nu exista o verificare a temperaturii ambientale.